Salutare toată lumea, eu sunt Max și nu am mai fost aici de foarte mult timp. Dar astăzi m-am gândit să revin și eu cu un nou clip pentru că mi s-a făcut dor să mai filmez din când în când. Deci în episodul de azi m-am gândit să încep direct și să nu fac un episod în care pur și simplu vă explic de ce nu am postat eu și să facem un episod cu lucruri pe care toți le facem însă nu vrem să recunoaștem. Să începem! Da frate, nu-i un joc, ai venit, hai noroc, ia un loc, fă-te comod, dă respectul reciproc. Cu puțină cultură, ne băgăm în metastază, uite geniul și pasiunea combinate ce creează. E Max și punct, băi, hateri în cult. Să vezi un mesaj și să nu răspunzi pe moment. De multe ori pur și simplu vezi un mesaj de la cineva și preferi să nu răspunzi pe moment sau preferi să nu răspunzi niciodată pentru că uiți. Știu că nu foarte mulți o să recunoască asta, însă sunt sigur că și voi ați făcut-o măcar odată și eu o să o fac și eu o fac și toată lumea o face pentru că e ceva ce toți facem. Și de multe ori fac chestia asta cu o persoană importantă pentru mine, cu care chiar îmi face plăcere să vorbesc și cu care chiar vreau să vorbesc. Însă pur și simplu nu răspund pentru că habar n-am. Dacă aveți voi motivul, îl puteți lăsa în comentarii. Și cu asta nu mă refer la mesajele pe care le primesc eu pe Facebook, pe YouTube și în alte locuri, unde pur și simplu nu mă uit atât de des să le văd în fiecare zi toate mesajele. Mă refer la mesajele pe care le primesc de la cunoscuți, care ajung la mine și pe care știu sigur că le văd. Max, ești un nesimțire, vezi mesajele, dar nu ne răspunzi la ele. Să-ți cauți numele pe Google. Minim o dată în viața ta ți-ai căutat numele pe Google. Sunt sigur de chestia asta. Și-ai dat și la imagini, la rezultate, să vezi dacă nu apare cumva o poză cu tine. Sunt sigur că ai făcut asta și eu am făcut-o chiar acum 3-4 ani când pur și simplu nu știam ce e la internet și îmi căutam numele de pe High Five pe Google să văd dacă apar poze cu mine pe Google. Horror, știu. Să urmărești pe cineva pe Facebook, adică să fii stalker. Probabil știi ce înseamnă asta. Am urmărit și eu persoane pe Facebook înainte, bănuiesc că toată lumea a făcut asta măcar o dată. Și chiar persoane cu care nu vorbeam și persoane care nu știau măcar că exist sau persoane cu care abia vorbeam. Însă eu le-am urmărit, pentru că trebuie să știu tot, nu? La un moment dat am început să urmăresc chiar și persoanele pe care le urăsc, ceea ce e destul de trist, pentru că na, să dai atenție cuiva pe care îl urăști e destul de trist. Așa cum fac haterii mei, hei, de ce te uiți la clipul ăsta dacă nu mă placi? Când ești în public singur, te prefaci că dai mesaje sau că vorbești la telefon. De foarte multe ori când vorbești cu cineva sau vrei să scapi de cineva, sau pur și simplu ești tu singur în mall acolo, îți iei telefonul și scrii mesaje chiar dacă nu ai cui, te prefaci că te sună cineva chiar dacă vorbești singur, dar în realitate tu vorbești cu robotul sau pur și simplu nu vorbești deloc, ești pe Facebook și scrii acolo ca un nebun și te prefaci atât de prins în discuție când de fapt nu e nimic interesant pe telefon. Da. E, nu, puțin aici am o treabă. Da. Scuze, nu pot să vorbesc, e prea... Da. Minți că ai planuri. Păi și sâmbătă ce faci? Păi pe sâmbătă mi-am făcut planuri deja. Păi și duminică? N-ai timp duminică? Păi și duminică am planuri. Acum lasă, lăsăm pe săptămâna viitoare. Când de fapt tot ce ți-ai propus tu să faci pentru următoarele zile e să dormi. Și nu ai nici măcar un plan și nici măcar o idee ce o să faci mâine sau ce o să faci în continuare cu viața ta sau de ce stai toată ziua pe... Nu... Să cânti o melodie chiar dacă nu știi versurile. Deci chestia asta poate fi enervantă pentru unii oameni, pentru că știu că dacă o piesă îți place atât de mult, ești destul de frustrat în momentul în care cineva îi cântă versurile piesei tale favorite greșit. Dar toți o facem. Fac asta foarte des, chiar și cu piesa aia de la Dan Bidman cu Și îngerii au demonilor. Ha, probabil știți, nu? Chiar dacă o știu de mai mult timp, abia acum câteva zile mi-am dat seama de versurile exacte pe care le zice acolo și la un moment dat am început să locuiesc fie cu niște fredonări la nimereală, fie cu niște versuri inventate de mine, ca să pot cânta totuși piesa, chiar dacă n-am înțeles în momentul în care am ascultat-o exact ce zice acolo. Și n-are rost să-mi zici că tu nu faci asta pentru că știu sigur că ai făcut-o măcar odată. Dar pe cine păcălim, o facem foarte des. Sper să nu interpretați greșit. Nu, pe bune acum, dacă ai cameră în față la telefon și nu o folosești pe post de oglindă, ești ciudat, adică, nu știu, ești din lumea celor normali.
Și chiar dacă nu e un lucru atât de jenant să folosești camera din față de la telefon pe post de oglindă, în momentul în care o folosim, ne asigurăm că nimeni nu ne vede și că suntem singuri prin jur. Și nu trebuie să zici asta nimănui. Dacă cineva te vede că ești cu camera în față, faci o poză la nimereală sau pur și simplu te prefaci că nu voiai să faci poză și că ai deschis din greșeală camera. Ce faci acolo? Nimic. Nimic. Nu mă uitam pe telefon. Dar sunt sigur că toți facem asta, pentru că, să fim serioși, cine mai poartă o oglindă la el? Adică ai telefon, ai cameră în față, ai tot ce trebuie, nu? Nu vi s-a întâmplat niciodată să mergeți pe stradă și să mergeți foarte multe străzi după o anumită persoană și să vă gândiți cum ar fi dacă persoana aia s-ar gândi că voi sunteți un spion și să vă gândiți că dacă persoana aia s-ar întoarce și v-ar bate pentru că o urmăriți, ar fi destul de nasol. Dar tu pur și simplu ai mers fără motiv pentru că acolo aveai și tu de ajuns și de-aia ai mers pe stradă vreo 5 străzi după persoana aia. Să pur și simplu îți faci așa scenarii în cap. Sau doar eu am făcut asta în viața mea? Pentru că eu de fiecare dată când mă duc exact în spatele unei persoane foarte mult timp pe stradă, am impresia că ea are impresia că o urmăresc. Și nu știu, mă simt așa ciudat într-un fel. Și cine nu cântă în duș? Mai ales când sunteți singuri acasă. Și nu trebuie să ai nici măcar un pic de voce ca să cânți în duș. Cânți cum îți vine, chiar dacă poți să surzești mulți vecini sau poți să surzești familia și îți imaginezi acolo că ești pe scenă și cânți pentru un public mare. Stai, ce, voi nu faceți asta? Uitați ce am zis atunci. Cam atât cu acest clip, cu lucruri pe care le facem noi și nu vrem să recunoaștem. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați un like și să-l distribuiți pe Facebook dacă vreți să fac în continuare vlogul. Știu că nu am mai postat de 3 luni, însă în fiecare zi am postat pe canalul meu de gaming, Max și altele. O să vă las un link și în descriere. Și nu uita că dacă ai găsit și alte lucruri pe care noi le facem, dar nu vrem să recunoaștem, le poți lăsa în secțiunea de comentarii. Sunt chiar curios la ce v-ați gândit voi. Eu am fost Max și începând de acum ne vedem săptămâna. Deci, până săptămâna viitoare. Bye.